nu pot să cred că nu s-au prins ai tăi, că te vezi cu mine în fiecare zi. Nu ziceai că te miros? Au și uitat. Oricum nu prea stăm împreună acasă, că ei vin târziu și de multe ori nici nu ne vedem. Atunci am o idee. Vino la mine diseară. Nu, asta nici, în caz aș deschide o discuție interminabilă. Cine a zis că trebuie să le spui că vii la mine? Păi și unde să zic că merg? Nu te-ai invitat Lisa la ziua ei? Ba da, dar mă plictisește rău de tot, n-am nicio treabă cu ea. Nu asta contează. Important e că o să le spui că mergi la ea. E sigur că e în seara asta petrecerea ei? Da. Ok, o să-i întreb, dar nu promit că o să mă lase. Bun, bun, bun. Eu zic să sărbătorim acest moment. Am umplut-o la loc de dimineață. Bine, atunci mergem la locul nostru. Hai. Machiaje, cremă de lapte, cremă de zi, șterii, așa. Wow! Dar ce gătită suntem! Da, chiar așa. Ce-i cu ținut asta? Eu v-am zis că merg la ziua Lizei. Tu știai? De unde? Poate ți-a zis ție. Nu știu cine e Liza, e prima dată când aud de ea. Dar v-am zis amândurora. În fine, e ziua ei azi și mă duc. Bine. Bine. Păi, am plecat. Nu, stai așa. Ei. Ce? Lasă-mi și mie numărul Lizei, te rog. De ce ai nevoie de numărul Lizei? Nu știu, poate se întâmplă ceva și să pot să dau de tine. Mersi. Mamă, ce faci? Ce faci? Stai, stai. Matica! Alo? Bună, Liza. Sunt Adela, mama lui Miriam. Uite, știu că vine la ziua ta și voiam să spun că o să întârzie puțin. O aducem noi. Ok, mulțumesc. Da. A, la mulți ani. Pa, pa. Mă, cum poți să faci așa ceva? Dar nu înțeleg ce am făcut. Care e problema? În 15 minute mă schimb și te conduc eu, da? Dar ți se pare normal să te bagi în viața mea să-mi sun prietenii așa? Sunteți amândoi niște comuniști. Alo? Cu cine facem comuniști? Mă aștepți la mașină, da? Și acum ce fac? Dacă o sună pe Liza din oră în oră? Stai liniștită că nu mai sună. Te-a lăsat, a văzut că n-ai mințit-o și acum o să te lase în pace. Nu știu, frate, nu mai am nicio încredere în ea. Auzi, ai venit la mine ca să ne distrăm sau să stai îngrijorată? Și crezi că mai pot să mă distrez acum? Bă, nu, nu o să te lasă strig seara asta. Dar ce faci? Ne uităm la film, nu? Nu ne mai uităm la niciun film până nu te pune pe picioare. Ha, nu, asta mai lipsea. Dacă mă miros din nou ai mei, o să mă mute de la liceu. Crezi că nu m-am gândit la toate? Nu, chiar nu vreau să risc, nu, exclus. Ce-s astea? Dar n-am nevoie acum. Ba da, ai nevoie. Uite. Gagica asta te învață cum să folosești tampoane ca să bei, fără să te dai de gol. Deci tu știi toate tâmpenile de pe net, mă jur. Da, și uite-te în continuare. Nu, Vera, nu mă bag. Uite, până și ea zice că e riscant. Totul ține de dozaj. Trebuie să pui doar câteva picături. Și tu mi-ai făcut asta? Categoric. Crezi că ți-aș recomanda ceva ce nu am încercat? Când au venit părinții mei, asta am făcut. Vera, dar nu ți se pare că a devenit deja o dependență? Nu e normal să nu ne mai putem distra fără să bem. Nu știu, ar trebui să găsim o alternativă, ceva. Tu te auzi? Alternativele sunt de 1000 de ori mai nașpa. Plus că nu vreau să-mi bag ceva în venă. Dar cine a zis ceva de genul ăsta de alternative? Jesus! Ei bine, până găsești o alternativă mai bună, ia tu frumușel un tampon, sticla și tu de la baie. Ești sigură că, că e ok? Nu-ți bagi joc de mine? Nu mai trage de timp și du-te. Dar doar să pui doar câteva picături. Hai, nu mai dramatiza atât. Zici că te-am trimis la război. Miriam! Miriam, ce faci? Ai căzut în WC-ul?
Miriam! Miriam, ce-ai pățit? Uite-te la mine! Nu pot să mă mișc, mi-e rău. Miriam, nu faci mișto! Rezistă, chem acum salvarea! Ești la spital, tata, dar ești în afara oricărui pericol. De ce sunt la spital? Ai intrat în coma alcoolică. Ce? Nici măcar n-am băut. Nu ai băut. Nu-ți mai amintești ce s-a întâmplat, așa e? Știu că m-a durut tare burta și am căzut în baie. Da. Asta pentru că ai folosit un tampon cu alcool. Și corpul tău a absorbit mult mai repede alcoolul și așa ai ajuns aici. Noroc cu Vera că a acționat rapid și a chemat salvarea. Ești bine, tata. Ești bine. Lasă, o faci bine și mergem acasă, da? Dar nu mă pedepsiți, nu? Nu, mami, cum să te pedepsim? Ideea e să te ajutăm. Împreună o să trecem și peste asta. Că e bună salteaua. E moale, e tot ce trebuie. Lasă salteaua. Bine că e curat și are baia ei. Da, mă, da. Și salteaua e importantă, că omul 33% din viață doarme, înțelegi? Da, mă, dar nu o să stea Miriam aici toată viața. E vorba de câteva săptămâni. E chiar și așa e important. Sper că sunteți fericiți. Arăt zici că fac parte din ceva sectă dubioasă. Mă, că arăți foarte da, okay, bine. Simpatic. Să vezi că 3 săptămâni o să treacă repede. Nu știu, nici nu mai am energie să mă cer cu voi. Da, ca așa a zis doctorul noi, acum ce să facem? Știi tu că alcoolemia e o boală care se tratează în grup. Într-un cadru organizat, nu? Ce zice doctorul? Da, tată, știu teoria. Ce nu înțelegi tu e că nu sunt alcoolică. Am băut ca să fiu cu Vera, atât. Pot să renunț oricând. Dar așa ne-a recomandat doctorul. Trebuie să-l ascultăm. Și Vera i-a recomandat? Că, sau m-a văzut pe mine mai fraieră? Măi, tati, Vera seara aia n-a băut. De-aia părinții ei au luat-o și au dus-o la ei în oraș, de unde au venit. Vezi? Au luat-o cu ei, n-au trimis-o singură printre străini. E târziu. Trebuie să mergem pentru că mâine dimineață... Trebuie să vă treziți de vreme, să vă duceți la servici. Da, știu deja povestioara, nu te mai obosi. Uite, îți las asta ca să treacă timpul mai ușor, da? Hai, te pupă, tata. O să venim mâine după prima ședință de terapie, da? Abia aștept. Să fii cea mai cu minte. Hai, te pupăm, pa, pa. Hai, nevastă. Bună! Cum te cheamă? Bună! Miriam. Poți să mă așez și eu lângă tine? Să știi că pe aici nu prea vin fete așa frumoase. Ce ochi mișto ai! Mersi! Nu știu exact ce problemă ai, dar mă bucur că ești aici. Mai schimbăm și noi o vorbă. Ce zici? Poate. Acum trebuie să intru la cabinet. A, da. Că doar de asta ești aici. Să știi că Medea e foarte tare. De fapt, cred că e singurul om normal de aici care chiar încearcă să te ajute. Să știi că nu-s dependentă. Ai mei au în cap ideea asta că ar trebui să fiu aici. Da, te cred. E complicat cu părinții. Și eu am avut probleme cu ai mei, de fapt. Încă mai am, dar... Nu, o să vezi. O să treacă timpul și nu prea o să-ți mai pese.
Da, să sperăm. Miriam? Da, eu sunt. Te aștept înăuntru. Ok. Stai, mai vorbim, da? Mhm. Ești bine, Miriam? Mhm. Bun. Ia să vin mai aproape de tine. Ah, vrei o apă, un ceai, între timp? Vorbesc cu Carina să-ți pregătească? Nu, mulțumesc. Bine, dar dacă ai nevoie de ceva pe parcurs, îmi spui, bine? Ia să vedem. Oh, aici scrie că ești clasa 10-a, nu? Da. Și te-ai mutat cu părinții în oraș, recent? Da. Mm-hmm. Și cum a fost acomodarea? Dificilă? Nu atât de dificilă cât să devin alcoolică. E cineva care a zis despre tine că ai fi alcoolică? Suntem la dezalcoolizare. Sau nu știu eu unde am ajuns. Nu chiar. E un centru de terapie pentru tratarea dependențelor. Iar dependențele pot fi de mai multe feluri. Dar eu am ajuns aici pentru că am băut. Mă rog, am intrat în coma alcoolică. E adevărat, tocmai de aceea aici încercăm să aflăm motivele pentru care adolescenții ca tine ajung să aibă diverse dependențe. Dar eu n-am nicio dependență. Înțeleg. Totuși, e ceva ce te supără? Poți să-mi spui. Mi-am pierdut controlul asupra vieții. N-am ce să fac aici. Dacă vreți să mă ajutați cu ceva, puteți să-i sunați pe mei, să le spuneți să vină să mă ia. Miriam, e foarte bine că vrei să pleci de aici, dar înainte ca eu și colegii mei să decidem în legătură cu ce e mai bine pentru tine, o să-ți facem o mică evaluare, da? Ok, întrebați-mă mai repede ce aveți de întrebat, vreau să merg la mine în camp. Uite, ai aici un mic chestionar. Sunt 15 întrebări la care te rog să răspunzi cu note de la 1 la 5. Da? Da. Te las în liniște câteva minute. Miriam, ce faci, puiule? Uite pe cine ți-am adus. Bună, Miriam. Bună. Hai că vă las puțin singure, merg să mai completez niște formulare cu tata, da? Ia locul ăsta în picioare. Miriam, îmi pare rău că nu ți-am mai răspuns la mesaje, dar părinții mei mi-au luat telefonul și nu m-au mai lăsat să mai vorbesc cu nimeni până nu i-a sunat mama ta. Și acum te lasă? Da, doar că sub supravegherea unui adult. M-am mutat la mătușa mea și nu mai pot să fac nimic nesupravegheată. Tot ce știu e școală-casă, școală-casă. Și e nașpa, nu? Nici bine nu e. Păi nu e, dar mie cum crezi că mie e aici? Stau sechestrată pentru o tâmpenie pe care am făcut-o din cauza ta. Și tu ești bine mersi acasă? Mergi la școală de parcă nu s-a întâmplat nimic. Ești exact ca părinții mei, Vera. Nu-ți pasă absolut deloc de mine. Miriam... Nu ești o prietenă adevărată. Trebuia să recunoști că ai o problemă cu băutura. Eu m-am luat după tine pentru că nu aveam alți prieteni aici. Mi-a fost teamă. Nu-i cunoști pe părinții mei. Nu sunt ca ai tăi. Uite, tu ai făcut o prostie și ei tot te ajută. Părinții mei sunt mult mai duri. Și mă ajută. Dacă era după ei, mă băgau și la închisoare. Da. Fetelor, v-am adus câte o ciocolată caldă. Face prințesa? Ne, nici nu te-am simțit, nu mai veni și tu așa. Te-am speriat. Iartă-mă, dar ce nu mănânci? Nu prea mi-e foame. Eu cred că tu nu mănânci de supărare, dar să știi că asta nu e o soluție. O soluție e să mănânci și să le arăți tuturor că ești de neatins, că nu te afectează absolut nimic. Cum adică? Adică... Orice mi-ai zice și mi-ai face mie, eu nu o să mă abat de la drumul meu.
Înțelegi? Și pe tine nu trebuie să te afecteze faptul că te-au lăsat ai tăi aici o lună. 3 săptămâni. 3 săptămâni, o lună, ai prins tu ideea. Plus că puiul ăsta chiar e bun. Chiar e bun. Păi, dacă tot te țin aici cu japca, dă-le pagul. Da. Ce vreau să zic? Uite, mă gândeam să ne împrietenim mai mult, să ardem niște etape, dacă tot stăm aici 3 săptămâni, o lună. Ce vrea să însemne asta? Adică, propun doar dacă vrei tu să ne împrietenim și eventual să se lege ceva, dar doar dacă vrei tu. Da, e bine să ai prieteni peste tot. Da, n-am nimic împotrivă. Păi, aia zic, vezi că noaptea e foarte frumos în curte. Putem să mergem acolo după stingere, dacă vrei. Ok, da. Sună bine. Bun. Hei!